Dragii mei, cei care aveți Biblia la dumneavoastră, vă rog să o deschideți la 1 Corinteni, capitolul 9. Vom citi un pasaj binecunoscut de la 24 la 27, intitulat Felul de lupta lui Pavel, având în vedere că este ultimul seminar în această serie, Cum să trăiești o viață de victorie. Și Pavel ne spune foarte frumos aici, nu toți, nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș fi încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Fetița mea mi-a zis într-o zi la 5 ani jumate că îi place foarte mult cântarea și predica, dar nu-i place rugăciunea deloc. Eu sunt astăzi într-o biserică unde vă place și rugăciunea și cântarea și mă bucur că vă place și predica și pentru asta slăvesc pe Dumnezeu. Dragii mei, spunea aici fratele Pavel despre vorba aceea pe care Eli i-a spus-o la Samuel și m-am întrebat ani de zile neputând să vorbesc din acel text. Pentru că nu prea poți să vorbești dintr-un text pe care nu-l înțelegi. De ce nu a zis Eli către Samuel doar atât? Spune vocii pe care auzi, vorbește, Doamne. Știți de ce? Că Eli o știut în viața lui că el a făcut o greșeală foarte mare. A auzit multe vorbe din partea lui Dumnezeu, dar nu le-a ascultat. Și a spus Eli către Samuel, tu să nu faci ca mine, că Dumnezeu mi-a spus de multe ori de copiii mei, mi-a spus de templu, mi-a spus de Israel, dar nu prea m-a ascultat. Tu să spui vocea aceleia, Doamne, vorbește-mi, căci eu vreau să te ascult, slăvit să fie Domnul. Amin. Dragii mei, în seara aceasta, sunteți mulți aici, mă gândeam pe bancă dacă ar fi răpirea în seara asta și ce bine că nu a fost azi dimineață, nu? Ar fi extraordinar, nu știu când o să fie răpirea. Nu știu dacă Dumnezeu se uită la cantitate sau cred că mai mult se uită la calitate. Pe noi ne impresionează mulțimile. Dar vreau să vă spun ceva, pe Dumnezeu îl impresionează o singură categorie de oameni. Oamenii care după ce ascultă cuvântul, merg acasă și îl împlinesc. Și spun, Doamne ajută-mă la asta. De la eșec la victorie, pentru cei care n-ați fost aseară, am vorbit despre ce înseamnă eșecul și am vorbit despre lucrurile sau domeniile în care poți să ai eșec. Apoi, azi dimineață, prin Harul lui Dumnezeu, noi, ca și la doctor, îmi scria cineva azi un e-mail, frate Cristi, spune-mi, te rog, despre judecată și o să vă spun o singură propoziție despre judecată. Și judecătorul judecă și medicul. Judecătorul judecă ca să bage la pușcărie, medicul judecă un pacient ca să dea tratament. Noi astăzi, dacă judecăm o stare sau o persoană după cuvântul lui Dumnezeu, avem un singur scop. Să-i dăm un tratament adecvat ca Dumnezeu să-i dea mântuirea. Amin. Pentru că spunea Dumnezeu prin Iisus Hristos către Petru, ție ți-am dat cheile de la unde? Că unii tare mult umblă cu cheile de la iad în buzunar. Ăla mere în iad, ăla pentru că nu umblă ca mine și ăla mere în iad. Și... Nu, noi avem cheile de la împărăția cerului, nu la iad. În Apocalipsa spune Biblia că doar cineva are cheile de la locuința morților. Știți cine? Dumnezeu. Dar eu sper ca Dumnezeu să nu folosească cheile acelea pentru nimeni din seara asta aici. Îmi doresc din toată inima, dragii mei, toți cei care sunteți aici, să ajungem într-o zi în împărăția cerului. Dar pentru asta Pavel ne spune că trebuie să trăim o viață de biruință. E adevărat, am învățat azi dimineață cum să ieșim din eșec. Dar vreau să vă spun, frați și surori, stimați tineri, adolescenți care sunteți aici, că nu e suficient să ieși din șanț. Tu trebuie să te îndepărtezi de marginea șanțului și să începi să mergi pe drum. Și spunea Iisus Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața. Slăvit să fie numele Lui. Dacă vrei astăzi să ai o siguranță, dacă vrei să ai astăzi un model, nu te mai uita la păstor, la fata lui, la proroc, la comitet, la dirijorul de cor sau la nu știu care din sală. Că tot asta auzim, de ce el are voie, de ce el are voie și eu n-am voie. Oameni buni, în seara asta veniți să vă spun, să ne uităm la Iisus Hristos, care au trăit o viață de victorie. Aleluia. Și ascultați-mă, pe o singură categorie de oameni, moartea nu-i poate birui. Pe cei care au biruit păcatul prin jertfa de la Calvar, moartea n-are puterea asupra lor.
Noi am murit o singură dată, oameni buni, ascultați-mă bine. Noi am murit o singură dată, am murit față de păcat. Și dacă păcatul nu mai trăiește noi, de astăzi, trăim noi o viață de neprihănire. Și într-o zi, să știți, noi plângem la mormântări. Dar moartea pentru un sfânt, moartea fizică, vorbesc, e o binecuvântare. Și moartea pentru un păcătos e un blestem. Mie nu mi-e frică de moartea fizică, pentru că eu am murit odată față de păcat și de acum, pentru mine, moartea fizică, pentru dumitare, moartea fizică, e drumul spre premierea din cer. Înțelegeți? Întrebați-l pe Usain Bolt, întrebați-l pe marii oameni ai lumii care sunt la jocurile de obște. Vi-e frică de premiere? Păi după ce ai luat locul întâi, doi sau trei, nu ți-e frică de premiere. Ți-e frică de premiere numai dacă ai rămas în urmă, dacă ai rămas în spate sau dacă ai abandonat. Nu alergare. Pavel astăzi ne spune că nu există victorii fără eșecuri. Dar nu există victorii nici fără luptă, să știți. Dragii mei, dacă aveți necazuri în familia voastră, și vreau să fac o subliniere foarte importantă în introducerea acestui mesaj. Necazul vine sub două forme în viața credinciosului. Necazul vine, în primul rând, poate veni necazul sub forma pedepsei. Și am vorbit aseară și azi dimineață despre David. Da? Necazul ca și pedeapsă. Dar mai este un necaz care e o binecuvântare. Necazul ca și încercare. În momentul când necazul vine ca și pedeapsă, da? Dumnezeu te pedepsește aici ca să nu fii osândit odată cu lumea. Dar în momentul când necazul vine ca și încercare, cum a venit peste Iov, necazul acela nu-ți ia patru copii, ăla îți dă copiii înapoi. Poate nu ți-i dă în mod fizic neapărat, dar Dumnezeu vrea să ne învețe astăzi că necazurile noastre de o clipă aici lucrează pentru noi o greutate veșnică de slavă. Eu dacă văd o familie care merge spre victorie, ascultați-mă bine, și nu au nicio problemă, oamenii ăia nu merg spre victorie. Diavolul nu are treabă cu oamenii din birt, căsa lui. Diavolul nu are treabă cu aia care bagă la pariuri sportive, că ea toată ziua sunt legați de cât e scorul. Diavolul nu are treabă cu aia care trăiesc în curvie, căsa lui. Diavolul are treabă cu o singură categorie de oameni care se luptă cu păcatul, vor să iasă din păcat și să trăiască o viață de biruință. Și spun, Doamne, ajută-mă la asta. Amin. Pentru aia vreau să te avertizez în seara asta că vei avea lupte mari. O zis Pavel, sunt lupte, sunt foarte mari lupte. Dragii mei, viața e o cursă de alergare, să știți. Când te oprești, risci să pierzi premiul. Vreau să ne uităm în această seară la trei lucruri la care trebuie să fim atenți. Și îmi permit, pentru că Pavel a făcut lucrul ăsta, îmi permit să mă uit și eu la jocurile de obște, bineînțeles, nu mă uit la televizor la ele, nu mă uit pe internet la ele, nu am treabă din punct de vedere fizic. Vreau astăzi să luăm un exemplu din lumea aceasta. Să vedem ce fac marii sportivi pentru o culună care se vestejește. Citeam recent despre faptul că mulți au fost medaliați în al doilea război mondial post-mortem. Le-au dat medalii de aur, dar ei deja erau în sicriu. Nu i-au ajutat cu nimic, ca să știți. Dar pentru noi, dragii mei, va fi o premiere post-viață. Să știți. Într-o zi când Dumnezeu ne va premia. Dar eu vreau să vă fac conștiență în seara asta cu ajutorul Duhului Sfânt. Că merită să luptăm. Pentru că pe noi nu ne așteaptă locul 1, 2 sau 3. Pe noi ne așteaptă un loc pe scaunul de domnia lui Dumnezeu. Pe noi ne așteaptă un loc acolo în cer, lângă îngeri, lângă Iisus Hristos, la masă cu Avram, Isaac și Iacov. Doamne, ajută-mă să ajung acolo. Că în viață contează prea puțin start. Contează și startul, nu? Dar mai mult contează finalul. Evrei 13:8. Uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire. Că dacă au predicat fain la 30 de ani și la 60 de ani, nu mai trăiesc cu Dumnezeu, nu îi ajută cu nimica, pentru că Ezechiel 18 spune că neprihănirea unui om în momentul când face păcatul și trăiește în păcat în mod continuu, se șterge. Dar am și o veste bună din Ezechiel 18. În momentul când păcătosul se pocăiește, toate păcatele lui se șterg. Aleluia. Și pentru asta spun, Doamne, îți mulțumesc. Aleluia. Dacă vrei să ai o viață de victorie, începând din această seară, trebuie să fii atent la trei lucruri. În primul rând, atenție la pistă. Atenție la pistă. Sunt drumuri în viața noastră, dragii mei, multe căi se pot părea sau îi se par omului bune. Dar la urmă se văd
că duc la moarte, însă este o cale care duce la viață. Și asta e calea Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, vreau să ne uităm la câteva drumuri din Scriptură, să vedem, alergăm bine? Că Usain Bolt e cel mai bun alergător. Cel mai bun alergător. Citeam despre el recent pentru că sunt interesat să văd comparativ cu viața creștină. De ce omul ăsta câștigă medalie după medalie? De ce? Omul ăsta are un sprint formidabil la început, dar toți au sprinturi formidabile la început. Însă la mijlocul cursei, vouă sau nouă, ni se pare că omul ăsta accelerează. Vreau să vă spun că nu se întâmplă asta. La mijlocul cursei, ceilalți nu mai pot să țină pasul cu el. Nu mai pot să ține pasul cu el. Și ceilalți încep să slăbească și se pare că ăsta merge mai repede. Dar vreau să vă spun că la ce viteză are acest om, dacă alerga pe lângă maraton, n-ar primi premiu, chiar dacă ar ajunge primul. Dacă ar lua un sens invers, să vă demonstrez eu, zice, hai să vedeți în sens invers ce bine are el, n-ar primi premiu. Pentru aia, dragii mei, Pavel în seara asta vrea să ne facă foarte atenți. Atenție la drumurile pe care alergi. Spuneam azi dimineață despre o alergare tare frumoasă. Fugi de poftele tinereții. Știți cum fug unii de pofte? Imaginați-vă că acolo în spate ar fi poftele tinereții. Unii așa fug de pofte. Cu spatele. Cu spatele la Iisus și cu fața la pofte. Sau unii fug cu spatele la pofte, da? Dar și cu fața la ele. Și unii nu fug pentru că le place. Dragii mei, în seara asta Dumnezeu ne spune atenție foarte mare la pistă. Sunt drumuri în viață care ne pot lua binecuvântarea și n-ar trebui să alergăm pe ele. Spune Biblia despre Esau că omul ăsta își petrecea vremea mai mult pe câmp. Alerga și el. Eu nu cred că alerga după fazan sau după vulpi. Cred că alerga după femei străine. Alerga după o viață destrăbălată pentru că spune Biblia în Evrei. Secretul pierderii binecuvântării, știți care a fost? Omul ăsta era un om care trăia în curvie și era un om cu viață lumească. Într-o zi au venit acasă și au văzut o ciorbă de linte. Și aș vrea să mă asculte tinerii bine în seara asta. Diavolul îți va oferi plăceri pe termen scurt ca să-ți ia binecuvântări pe termen lung. Diavolul îți va spune oricum vă căsătoriți. Da, vă căsătoriți, dar n-ar trebui să vă căsătoriți oricum. Nu? Într-o zi sau au zis lasă binecuvântarea aia, dă-i pace, aia mai așteaptă, acum mi-e foame. Și uitați-vă să vedeți, dragii mei, la viața lui. Uitați-vă să vedeți, m-am chinuit să găsesc în Biblie un moment în care Esau să viseze o scară care leagă cerul cu pământul. Există? Nu există. M-am chinuit să găsesc în Biblie Esau să fie avut un Iosif cum a avut Iacov. Nu există. Au avut urme mari, poate au avut mulți bani, poate au avut lucrurile materiale. Dar vreau să vă spun că Iacov, pentru că a avut binecuvântarea lui Dumnezeu asupra lui, vreau să vă spun că omul ăsta a trăit o viață de biruință. Dragii mei, în seara aceasta aș vrea să fim foarte atenți la drumurile pe care mergem. Sunt drumuri în viață, un alt fel de drumuri care ne pot lua curăția morală. Într-o zi, Dina spune Biblia că s-a hotărât să meargă să vadă pe fetele țării. În Proverbe, capitolul 7:8, este un text, mi-e și greu să deschid la textul acela, vă spun sincer. Dar spune acolo că băiatul acesta neînțelept trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străine și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Te rog să-mi pui versetul 10, că foarte mulți văd numai 10-le. Și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu o inimă șireată. Este o ținută pe care o poartă femeile stricate. Este o atitudine pe care o au femeile stricate și retenie, viclenie. Dragii mei, ascultați-mă, înainte ca diavolul să acționeze asupra băiatului acestuia prin femeia stricată, în versetul 10, vreau să vă spun că textul ne spune în versetul 8 că el a ales drumul acela. Nimeni nu cade dintr-o dată în păcat. Nimeni nu ajunge jos într-un eșec dintr-o dată. Diavolul are răbdare și 40 de ani pentru un băiat botezat să-l ducă înapoi unde a fost. Are răbdare diavolul, să știți. Dacă îl face anul ăsta să păcătuiască cu gândul, dacă îl face anul viitor să păcătuiască cu vorba și peste 5 ani cu fapta, diavolul e foarte mulțumit. Pentru aia spune Biblia, atenție mare, că vulpile mici strică viile în floare. Astăzi îți permiți un SMS, mâine îți permiți o imagine, doar până la bust.
Să-i o trimiți dezbrăcată, cum îmi spunea cineva la mărturisire recent. Mâine îți permiți altceva și în momentul când te vei întâlni, pentru că nu ești pe drumul unde Dumnezeu te protejează, vei cădea. Și Dumnezeu ne spune astăzi, atenție mare la pistă, atenție mare la drum, că nu-i suficient să fugi în viață, trebuie să ai direcție bună, pentru că oameni buni, direcția în viață e mai importantă ca viteza. Suntem impresionați astăzi, Ferrari, Q7, mașini cu putere mare, dacă are 180 la oră și mașina aia merge în stâlp, ajută cu ceva. Dacă are 190 la oră, 200 la oră și merge în direcția greșită, viteza nu ajută cu nimic. Ba din contră, viteza, dacă mergi în direcția greșită, te dezavantajează complet. Că ajungi mai repede unde ar trebui să ajungi. O spus Asaf în Psalmul 73, Doamne, m-am uitat la o categorie de oameni, ei au viteză, totul le merge bine. Numai eu am lupte. Știți ce spune Asaf la sfârșitul Psalmului? M-am uitat la destinația celor răi. S-am văzut că e iadul și m-am uitat la destinația celor care merg cu greu, cu lupte, cu probleme, cu eșecuri, cu victorii, cu transpirație. Dar soarta acestora din urmă este raiul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Dar au zis Asaf, n-am înțeles lucrul ăsta cât timp am alergat la mall-uri, cât timp am alergat la cumpărături, cât timp am alergat în alte părți. Am înțeles lucrul acesta doar când am venit în casa lui Dumnezeu. Și mă bucur că suntem aici. Spunea Costache Ioanid referitor la drumurile noastre care ne pot păta. Păstrează ochii fără vină. O clipă nu-i lăsa furați. Plutind pe valul greu de tină, stă nufărul ca o lumină, păstrează ochii fără vină, mereu pentru Iisus curați. Păstrează pentru El urechea, să nu dai pradă nimănui. O șoaptă, cea din tâi străvechea, a smuls din paradis perechea, păstrează pentru El urechea, sfințită pentru glasul Lui. Păstrează buzele curate, potiri de rugi și de cântări. Să avem un trup mai sfânt ca toate. Iisus ne vrea ca nestemate, păstrează buzele curate, să-L poți primi cu sărutări. Păstrează inima ascunsă, să nu cazi de săgeți răpus, sub pavăza cea nepătrunsă, sub strop din coasta lui străpunsă, păstrează inima ascunsă pentru Iisus, pentru Iisus. Aleluia! Elicanomenado ferului, amen, asir. Te cheamă Dumnezeu astăzi să începi o viață nouă cu El. Să schimbi drumul pe care mergi și să începi să te păstrezi curat. Că într-o zi Dumnezeu ne va chema să ne premieze, dar îi va premia doar pe sfinți. Care sunt drumurile pe care mergi? Dragii mei, într-o zi trebuie să ne schimbăm viața. Ascultați-mă bine, mă uit la Rut. Pun o întrebare în această seară și nu vreau să provoace râsete. Dar dacă s-ar muta soacra de lângă tine, oare câți aș merge după ea? Într-o zi, soacra lui Rut se mută și Orpa plânge de bucurie. Așa înțeleg eu din textul ăla, că dacă plângea de necaz, merea după soacra sa. Dar unii care scară bagajele în viață, ascultă-mă, o vor face cu lacrimi de bucurie, că pleci tu ca diacon și rămâne el următorul. Unii când vor vedea că pleci, o să zică, vezi, să nu cumva să pierzi trenul ăsta, că e ultimul. Într-o zi, gadarenii spun către Iisus, Doamne, zice, pleacă de la... De la noi. Dragii mei, când a plecat Naomi din Moab, s-a uitat țintă Rut la Naomi și a zis, mă uit la drumul pe care merg eu și mă uit la drumul pe care mergi tu, Naomi. Și ce-a zis, Rut? Unde mergi tu? Bun, dar de ce Naomi? De ce Rut? De ce pui întrebarea asta? De ce ai exclamația asta? Ce vrei să profiți? Că copiii nu mai am? Casă nu mai am, o să mă duc în Israel și o să stau pe chirie. Ce vrei de la mine? Versetul continuă. Cheia. Uitați unde e cheia. Unde mergi tu, voi merge și eu. Dumnezeul tău va fi și Dumnezeul meu. Slăvit să fie Domnul. Oameni buni, ascultați-mă bine. Drumurile noastre au valoare doar dacă mergem împreună cu Dumnezeu pe ele. Și vreau să vă mai spun ceva. Dumnezeu nu umblă pe orice drumuri. Unii vor să ducă pe Dumnezeu cu ei pe nu știu care drum. Nu. Lasă-te astăzi condus de Dumnezeu pe calea cea sfântă. Pentru că spunea cântarea, pe calea îngustă e luptă.
plăceri de șertăciun pe Ianus. Nu e împodobită, dar e dreaptă. Și cea mai frumoasă idee, e bună că își duce în sus. Care-s drumurile pe care merge astăzi? Într-o zi Samson a mers pe un drum care i-a luat puterea. O zis Dalila, spune-mi secretul puterii, că asta vrea Dalila de la tine. Să nu mai vorbești în alte limbi, să nu mai ai lacrimi în ochi, dar pe Dalila o deranjează foarte mult puterea și relația ta cu Dumnezeu. Pe Dalila nu deranjează nimic altceva decât faptul că tu vrei să te rogi în fiecare dimineață, că tu vrei să citești Biblia în fiecare dimineață. Spune-mi care e secretul puterii tale. Și o zis, ăsta e secretul, ăsta e semnul meu. Și într-o zi eu pierdut puterea Samson pentru că n-ar fi trebuit să meargă pe drumurile acele. Dragii mei, închei primul punct spunându-vă că oaia ar trebui să stea lângă păstor, nu la marginea turmei unde vine lupul. Știți ce gând înțeleg foarte frumos? Un gând extraordinar. Niciodată lupul nu vine lângă păstor. Nu o să vedeți lupi lângă păstori. Nu există asta. Nici măcar la păstori din biserică nu vin lupii. Vin până intermediare. Transmite-i că, spune-i că. Și noi nu mai auzim vorbele lupului de la nu știu care altcineva, înțelegeți? Dragii mei, în această seară Dumnezeu spune pe care drum ești, întreabă Dumnezeu pe care drum ești. Închei acest prim punct spunându-vă că anul trecut, în decembrie 25, 26 îmi cer iertare, în Bihor, într-o biserică de la țară, o mamă cu lacrimi în ochi, pentru că era doua zi de naștere a Mântuitorului, i-a spus băiatului ei, care era un băiat și a fost un băiat rebel, și a zis, dragul meu, te-am crescut la școala duminicală, te-am dus la biserică, nu mă fădărâs, băiatul nu mai vrut să vină la adunare, băiatul a plecat în lume, o zis, mă, și ateu, mă, și omul ăla care n-are treabă cu Dumnezeu, mă, de Crăciun vine la biserică, mă. Măcar de Paște de Crăciun. Acum nu știu care să ieși de Paște, da? Măcar de Paște de Crăciun, zice, mă, să vii și tu la biserică. Mă întreabă oameni din biserică, mă, dar nici de Crăciun nu vine. Au ajuns mai rău ca ultimul om. Nici un pic de frică de Dumnezeu, măcar la sărbători să mai vii și tu la biserică. Și a venit băiatul acela la insistențele mamei, el nu a vrut să vină. La insistențele mamei a venit. S-a terminat programul. La masă a mers și el cu oamenii lui Dumnezeu la masă. Și la masă este un mesaj profetic din partea lui Dumnezeu pentru el, în timpul rugăciunii pentru masă. Și Dumnezeu spune așa, parafrazez, ascultă tânărule, am văzut drumurile pe care mergi. Am văzut drumurile pe care ești și care te-au îndepărtat de mine. Din pricina lacrimilor părinților tăi, am decis să-ți mai vorbesc încă o dată. Și să spun un lucru foarte important, îți mai dau timp până în 31 decembrie 2016 să-ți schimb drumul. Îți mai dau timp, numără încă 5 zile, era 26, până în 31. Mai numără 5 zile. Și-a zis Dumnezeu așa prin vasul acela de lucru, dacă nu-ți vei schimba drumul, sunt nevoit să intervin. Te-am văzut, a zis vasul de lucru, te-am văzut într-o mașină neagră, habar n-avea omul ăla, că ăsta avea un BMW negru, din ăla mare, te-am văzut într-o mașină neagră, împreună cu alți tovarăși de-ai tăi. Într-un sens din Oradea, cum v-a lovit un camion pe partea dreaptă, cum ați urlat de durere toți patru și până la sosirea salvării, lacrimile voastre și strigătele voastre de durere s-au stins. O zis Dumnezeu, în seara asta încă îți ofer milă. În seara asta sunt gata să-ți mai dau îndurare. Dar am o singură cerință de la tine, să-ți schimb drumul pe care mergi. Îmi spuneau cântăreții, eu n-am fost prezent acolo, îmi spuneau cântăreții care au fost prezenți acolo, frate Cristi, băiatul ăla nu mai a avut poftă nici de sarmale, nici de pereu, nici de prăjitură. S-a pus acolo lângă bancă și a udat podeaua cu lacrimi. Ce mi-a plăcut foarte mult la băiatul ăsta e că n-o zis, stau până în 30 să văd cum o fi vremea. Nu. Și-a zis, Doamne, astăzi vreau să vin acasă. Eu nu vreau să pun răbdarea ta la încercare. Am trăit o viață de eșec, o viață de păcat. Tu ai avut milă și mi-ai vorbit. Vreau să-mi schimb viața. Am o veste bună pe care pot să vă spun astăzi, că în februarie 2017, în Bihor, într-o biserică de țară, a fost o sărbătoare mare. În apa botezului a intrat acest băiat rebel. Toată biserica plângea ca la mormântare. Și omul acesta din apa botezului a spus, vă mulțumesc pentru rugăciunile cu care m-ați însoțit.
Mulțumesc părinților mei, dar cel mai mult îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a mai întins încă o dată mâna. Eram în Spania, nu departe de voi de aici, și mi-a spus cineva, frate Cristi, Dumnezeu m-a chemat la el să-mi schimb viața și să-mi schimb drumurile. Și-a zis Dumnezeu, din pricină că ai fost dus la binecuvântare, îți mai vorbesc încă o dată. Nu știu dacă ai fost dus la binecuvântare sau nu. Ce e cert este faptul că încă e sănătos, încă totul parcă-ți merge bine, dar ești în păcat. Și ești pe drumul pe care Dumnezeu n-ar vrea să fii. Și în seara asta Dumnezeu spune, fă o schimbare. Că uitați-vă tinerii implicați la văduve, la săraci, la orfani, care merg la cercuri de rugăciune, care merg la evangelizări. Ce viață de biruință frumoasă trăiesc, chiar dacă au lupte. Dumnezeu e cu ei. Noi nu o să fim păziți de lupte în viață, oameni buni. Noi nu o să fim scutiți de necazuri în viață, ascultați-mă bine. Dar e diferent să fii în cuptorul din Babilon singur sau să fii cu Dumnezeu în cuptor. E diferent să fii în groapa cu lei singur sau să fii cu Dumnezeu în groapa cu lei. E diferent să fii în casa lui Potifar singur sau să fii cu Dumnezeu în casa lui Potifar. E diferent să fii în pușcărie. Teologii evrei, că în Biblia nu scrie, teologii evrei au ajuns la concluzia că Iosif, pentru că a fugit de păcat câteva minute, a stat în pușcărie 10 ani. 10 ani. Dragii mei, pe mine nu mă interesează că stau în pușcărie 10 ani sau că stau în libertate 50 de ani. Important e unde stau, e Dumnezeu cu mine. Că dacă Iosif n-avea parte de pușcărie și ar fi fost în libertate și trăia cu femeia lui Potifar în preacurvie, nu mai era Dumnezeu cu el. Eu am înțeles un lucru, mai bine în închisoare, mai bine fără prieteni, mai bine izolat de toți, mai bine bajocorit, dar cu Dumnezeu aproape. Amin. Decât afară în libertate, aplaudat de mulți, salutat de mulți, poate respectat de mulți și Dumnezeu departe de mine. Doamne, vorbește-ne în seara asta. Amin. În al doilea rând, dacă vrei să trăiești o viață de biruință, nu-i suficient să înfugi pe pista corectă. Dacă ne uităm, cum s-a uitat Pavel, la cei care aleargă la jocurile de obște, atenție la antrenament. Atenție la antrenament. Victoria din public se datorează antrenamentului din privat. Dumneavoastră vedeți cântarea unei fanfare, dumneavoastră vedeți cântarea unor cor, vedeți predica unui predicator, dar foarte puțin știu câtă luptă este în spate, nu? Să pregătești un astfel de mesaj sau să pregătești o astfel de cântare sau să pregătești o astfel, cum se zice în lume, un astfel de meci, nu? Oamenii văd foarte mult sâmbăta sau duminica meciul. Dar cine știe transpirația de marți? Cine vede ruperea aia de gleznă de miercuri? Cine vede tricourile alea udate de transpirație de joi, de vineri? Vreau să vă spun ceva foarte important. Tot Israelul a văzut victoria lui David în fața lui Goliat. Dar prea puțin știau că David s-a antrenat mult cu ursul și cu leu. Că dacă la David primul dușman pe care l-ar fi întâlnit în viață ar fi fost Goliat, ascultați-mă bine, praful făcea Goliat. Praful făcea Goliat. David însă în spate a avut antrenament. Pentru aia eu le spun la tineri, până nu ți-ai biruit ursul și leu din privat, nu veni să slujești în public. Atenție foarte mare. Nu poți să ai biruințe mari în față. Mi-amintesc că în Londra am povestit un prieten care a fost la exorcizare, a mers cu cineva, cu un pastor carismatic la exorcizare. Erau adunați zeci de oameni acolo lângă casa aceea să vadă cum va elibera Dumnezeu un demonizat. Ascultați-mă, cu prietenul meu care se silește să trăiască o viață frumoasă lângă Dumnezeu, nu a avut treabă demonul. Dar a luat demonul un cuțit și a fugit spre pastorul ăsta carismatic și în timp ce fugea spre el, știți ce i-a spus? Tu care ai rupt biserica, vii să mă scoți pe mine afară? Adică ce vreau să spună diavolul? Că diavolul știe bine lucrurile astea. Tu care n-ai avut biruințe în privat, tu care n-ai o viață de rugăciune, n-ai o viață de pace, n-ai o viață de împăcare, tu vii să faci aici să ai meci sâmbătă. Că roșu i-a dat diavolul. Roșu. Exclus. Ești afară, o zis. Time out. Înțelegeți? Dragii mei, toți, asta iară e ciudată la noi la biserică, toți vor pe teren duminica, dar prea puțin îți marți la rugăciune, la antrenament. Vă mai spun ceva foarte ciudat la bisericile noastre. Nu vreau să pară judecată. Avem mai mulți oameni în tribună de zeci de mii de ori decât pe teren. Care știu bine, mă, dacă aș fi eu la anvon să vezi ce... Ascultați-mă, dacă ai fi tu la anvon, ai tremurat tot.
Dacă aș fi eu acolo, zice, să vezi cum am, dacă nu păstorul ăla, nu să știi, eu să vezi dacă aș fi eu. Păi tu n-ai fost martor la rugăciune, unde să fii tu, duminică? Tu n-ai fost cu noi când o trebuie să mergem în Oltenia cu mașina, ai spus că nu, că nu ai cum să pui mașina aia frumoasă, nu? Nu ai fost. Dragii mei, hai să vedem astăzi cum stăm cu antrenamentul. Vă spun două antrenamente în care ar trebui să insistăm. Antrenament la post. Ce greu e de Paște să vorbești de post. Nu? E foarte greu. E foarte greu. Dacă vreți să vă răstigniți cu firea pământească, vă recomand câteva cuie și unul din ăsta e postul. Noi toți vrem să avem firea pământească răstignită. Dragii mei, nu poți răstigni fără cuie. Dă-i câte o zi de post să vezi cum geme. Dă-i câte o zi de post. O, apoi un alt antrenament. Ce-o zis Domnul Iisus? Sunt duhuri care nu ies afară decât cu antrenamentul postului și ei? A rugăciunii. Nu știu cum pe unii la ora 11 doare capul. Dacă îmi bârfesc, până la 3, n-au treabă noaptea, nu-i doare capul. Nici gura. Nu? Cum stai cu antrenamentul ăsta? Cum stai? Un alt antrenament care ar trebui să-l facem e antrenamentul la rugăciune. La rugăciune. Dragii mei, eu vă spun despre biserica noastră de la Deva, dacă ar fi să mă duc la luptă sau la vreo exorcizare vreodată cu cineva, eu m-aș duce cu oamenii care vin marți la rugăciune. Nu vreau să supăr pe nimeni de aici. Și dacă vă supărați și vă pocăiți, slăviți să fie Domnul. Și dacă nu mai calc pe aici, ce o problemă? Înțelegeți? Important e să ne pocăim. Amin. Nu? Cum stai cu antrenamentul de la rugăciune? Că după meci, mulți viteși se arată. După război, mulți eroi sunt. Dar în timpul războiului, unde sunt? Fug de rupt pământul. Dar în altă direcție. Dragii mei, Iisus Hristos a avut nevoie de rugăciune. Dacă Iisus a avut nevoie, care nu a avut nicio păcat în viața asta, eu care mă lupt cu anumite stări, n-am nevoie de rugăciune. Mulțumesc Domnului că am găsit aici o biserică a rugăciunii. Dacă n-aș fi prins predică numai 5 minute și mama v-ați fi rugat, nu m-aș fi supărat deloc, să știți. Că merge în altă parte unde cântarea e o oră și rugăciunea un minut. Și știi, minutul ăla stă pe telefon. Mă bucur. Dumnezeu să vă ajute să fiți o biserică a rugăciunii. Eu înțeleg un lucru. Dacă biserica se roagă în public, înseamnă că se roagă și acasă. Înțelegeți? Dragii mei, înscria o fată la care trebuie să merg la nuntă anul ăsta. Înscria o fată cu ani de zile în urmă. Vă 3 ani în urmă. I-am arătat scrisoarea și la soția mea. Și îi spunea, frate Cristi, am o singură mare dezamăgire venind din familia mea. Noi am fost mai mulți frați. Părinții mei au fost foarte ocupați. Nu să-mi permită, nu să-ți permită să-mi dea la nuntă nici mașină, nici apartament. Dar zice, știi ce mă doare, frate Cristi? Niciodată în viață, în 19-20 de ani, cât am eu, nu m-a chemat mama și tata la rugăciune odată. O zis, frate Cristi, dacă mă doare ceva, este că n-am avut un exemplu în domeniul ăsta. Stimați părinți care ați venit în Spania să aveți poate o viață mai bună, siliți-vă în primul rând să le dați pe Dumnezeu copiilor voștri. Mi-e frică să fac, n-am făcut nicio biserică asta, e riscant să pui pe copii să ridice mâna sus care și-au văzut tata rugându-se săptămâna trecută. Care și-au văzut tata cu Biblia în mână săptămâna trecută. Oameni buni, ascultați-mă bine. Spunea o cântare, rugăciunea te poartă printre stele. Ne vin mereu bilete la amvon ca și slujitor. De ce nu mai sunt minuni ca pe vremuri? Știți de ce nu mai sunt minuni ca pe vremuri? Că nu mai sunt rugăciuni ca pe vremuri. Îmi spunea mama soacră, crescută în Bucovina, că la ora 4 dimineața, în fiecare dimineață, era trezită de frați, de surori, ea era copil care merea la școală. Toată familia se trezea la 4 dimineața, până la 6 se rugau. Și apoi mereau la muncă și la școală. Încearcă să scole astăzi pe un pocăi la 4, să vezi ce se face. Încearcă. Dar când vineau toți la rugăciune, rămâneau scaune cu rotile în biserică. Și plecau acasă oameni vindecați. Că atunci când este antrenament serios în timpul săptămânii, sunt și scoruri mari, sâmbăta și duminică. Vă mai spun un gând frumos despre rugăciune. Când a venit prigoana în viața lui Daniel, spune Biblia despre Daniel că se ruga de 3 ori pe zi, cum făcea și mai? Știți care e problema la tinerii noștri? Și m-am uitat și în viața noastră. Când vine bacul, se roagă de 15 ori pe zi.
Și când n-au examene, de 0 ore. De 0 ore. Mă așteptam ca Daniel în fața gropii cu lei să zică către împărat: împărate, numai puțin te rog, să sun 5 proroci, să văd ce o să fie în groapă. Daniel, stai un pic, am 3-4 prezbitere care trebuie să-mi facă ungerea, că nu știu ce o să spun, în groapă cred că o să fie pericol. Teroare o să fie. Dragii mei, nu veți găsi în Biblie că Daniel s-ar fi rugat în groapă. Nu veți găsi în Biblie că Daniel s-ar fi rugat în fața gropii. Știți de ce? Că Daniel era cu contul plin pentru ziua gropii. Dacă Daniel ar fi lăsat rugăciunile pentru ziua gropii, n-ar fi apucat să spună nici măcar Tatăl nostru, că era gata, devorat. Ascultați-mă ce vă spun. Eu vreau să rețineți un gând. Veneam dintr-o misiune într-o seară și mă gândeam la psalmul acesta. Să te asculte Domnul în ziua? O, ce bine știm psalmul 20. Ce bine știm. Dar este acolo un verset care, vă spun sincer, nu prea l-am văzut. Să-și aducă, aici e cheia, să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să împlinească toate. Ai văzut? Înseamnă că înainte de ziua necazului a fost o zi când tu n-ai avut vreme rea, a fost o zi frumoasă afară, dar ai continuat să aduci jerfe. Ai continuat să stai în rugăciune, să stai în post, să umbli cu Dumnezeu. Dragii mei, ascultați-mă, Dumnezeu va fi cu noi în zilele rele dacă și noi vorbim cu El în zilele bune. Îl văd pe, mă uit la copiii mei, știți ce mult, în ziua când au nevoie, ce mulți, ce imediat vin la mine. Într-o zi s-o lua curentul la noi acasă și Grace, fata mai mare, nu m-am simțit că cineva mă îmbrățișează. Cineva era la mine în brațe. M-am bucurat, copiii să vină la tine în brațe, nu te bucuri. Mai rar, uneori trebuie să iei telefonul să-l arunci ca să mai vină la tine în brațe. Te bucuri. Dar apoi m-am dat seama că au venit la mine în brațe nu că mă iubește, ci pentru că e frică de întuneric. Înțelegeți ce spun? Mulți facem la fel cu Dumnezeu. Când se ia curentul, acum eu mă gândeam în Spania, și dacă nu ești pocăit, te pocăiești. Că dacă rămâi două luni fără lucru, ești terminat. Deci aici oricum te rogi. Și dacă nu te-ai rugat în România, dar aici te rogi. Aici încep cu Dumnezeu să umbli serios. Nu? Dar uitați-vă câți oameni vin la Dumnezeu când se ia curentul. Când nu mai este salar. Când apendicita, zice, rinichii, probleme. Dragii mei, eu vreau să vă motivez astăzi. Mie nu mi-e frică de groapa cu lei în viață. Mie mi-e frică de zilele bune în viață. Să nu ui să umblu cu Dumnezeu. În ziua când bagi cardul și ziezi banii de la bancomat, în ziua când copiii zici sănătoși, în ziua când totul merge bine, să-ți mai faci timp de rugăciune. E mare lucru. Eu va avea 11.500 de animale. Arătați-mi un om în Spania care are 11.500 de animale și are timp de rugăciune. Arătați-mi. Puteți să zic că Iov, bătrânii care sunt la pensie, ăia să se roage. Eu zic, n-am, de cum? Tu vezi aici, mă, uite câte chitanțe îmi stau aici, uite comenzi, am comenzi la cămile, la oi, am comenzi din toată lumea. Zice, cum? Eu cu rugăciunea? Spune Biblia că Iov aducea în dimineața altare pentru copiii lui. Dragii mei, în ziua când Iov a pierdut totul, eu mai rămas ceva, eu rămas Dumnezeu. Eu rămas credința. Trăim într-o vreme. Mă uit la generația noastră. Vrem să avem biruințe mari cu investiții mici. Știți care sunt întrebările care le pun tinerii mai nou? Cum pot să câștig 3.000 de euro pe lună fără să fac nimic? Ușor să câștigi. Experiență. Atât. Cum pot să-mi fac, zice, cum pot să câștig? Asta vor tinerii în ziua de astăzi. Cum pot să fac cât mai mult fără nimic? Și spiritual vor la fel. Dragii mei, Dumnezeu astăzi ne cheamă. Dacă vreți biruințe mari, investiți. Investește timp de rugăciune, investește post, fii acolo la antrenament. Păi Iisus, înaintea marilor alegeri ale vieții, ascultați-mă, Iisus, înaintea marilor alegeri ale vieții, o petrecut noaptea rugăciune. Uitați-vă în Biblie, nu mai am timpul necesar să ne uităm acum. Dar vă mai spun un lucru și trec la ultimul punct. Nu e suficient să te antrenezi. Contează cu cine faci antrenament. Nu e suficient să te antrenezi. Contează cu cine faci antrenamentul. În 2 Cronici 13:7 spune că și Ieroboam s-a antrenat. Dacă pot să mă afișez 2 Cronici 13:7. Cu niște oameni de? Niște oameni de nimic. S-a antrenat Ieroboam cu niște oameni de nimic. Ascultați-mă, într-o zi Ieroboam cu oamenii de nimic au mers la meci. La luptă. Și au zis, mă, victoria e a mea. Și de ce s-a încrezut în victoria lui? Avea 800.000 de oameni. Abia avea 400.000 de oameni. Știți care era diferența între Ieroboam și Abia? Oamenii care mergeau cu Abia
Biblia îi numea viteaș și oamenii cu care mergea Ieroboam îi numea oameni de nimic. N-au câștigă lupta cu oameni de nimic. Astăzi m-aș bucura să aud despre tineri că de astăzi vor fi mai mult la antrenament cu sfinții care sunt în țară. Vor fi mai mult acolo cu oamenii aia care zidesc, nu? Dragii mei, eu n-am mulți prieteni, să știți. Că cine are mulți prieteni, ne are spre nenorocirea lui. Îmi scria o soră, care, o femeie care vrea să se pocăiască și o zis, Soate Cristi, de când vreau să mă pocăiesc, numai lupte. Mi-am pierdut aproape toți prietenii. Dă-mi un verset de încurajare din Biblie despre prieteni. I-am dat versetul ăla din Proverbe care spune așa, cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este cineva care ține la tine mai mult, este un prieten, care ține la tine mai mult decât un frate. Dragii mei, poate ați pierdut prietenii în luptele voastre care le-ați dus. Oricum, numai în eșecuri sau când ai fost în probleme, ai văzut care ți-s prietenii adevărați, nu? Îmi spunea un băiat, că tot e seara de tineret, îmi permis să spun asta, frate Cristi, am vreo 4700 de prieteni pe Facebook. Știți ce i-am spus? O să vezi când o să fii la spital că tu să vii în vizită de bade. Nu confundați cunoștințele cu prietenii. Eu cunosc mulți oameni, dar am puțin prieteni. Într-o zi, eu nu-s proroc, dar i-am prorocit fără să-mi dau seama. Au ajuns în spital. Mă sună din spital, frate Cristi. Sunt în spital. Și l-am întrebat, 4000 și câți au venit? 3. Și nici măcar nu erau de pe Facebook. Aia 3 erau din comitetul bisericii. Că pentru aia am votat, ca să meargă în locul nostru la spitale, nu? Pentru aia. Dragii mei, am un gând pentru voi. Atenție la antrenament. Atenție cu ce te antrenezi. Nu-i suficient să ai prieteni. Alegeți prietenii după caracter, nu după avere. Alegeți prietenii după ceea ce sunt, nu după ceea ce au. Că ceea ce au trece, ceea ce ești rămâne. Doamne ajută-mă la asta. Amin. Și în ultimul rând, atenție la meniu. Atenție la meniu. Nu prea vezi pe mese la McDonald's. Noi mâncăm multe. Că nu trebuie să alergăm fizic. Și n-am treabă cu mâncarea aceasta fizic. Dar Biblia ne spune, atenție la meniu care îl mănânci. Și Samson o mânca miere, și Ionatan o mânca miere. Care e diferența? Samson o mânca miere din trupul unui leu. Ionatan o mânca miere din fagure. Ce dulci sunt cuvintele tale, poate vii ceaiul amar dimineața, oameni buni, din cauza problemelor care le aveți. Ai pus zahăr și tot n-are gust. Ai pus miere și tot n-are gust. Poate e ceaiul negru. Deschide Biblia la un sal. Și o să vezi că o să aibă gust mâncare. Ionatan, după ce a mâncat miere, spune Biblia că i s-a schimbat. I s-a luminat față. Care e mâncarea care o mănânci? Esau a mâncat cea mai scumpă ciorbă din istorie, din Biblie. Cea mai scumpă ciorbă. Câți mai mâncăm ceea ce se numește pâinea vieții? Spune Iisus Hristos, eu sunt pâine. Eu când văd oameni care vin la cină și mănâncă, îmi dau seama că oamenii ăștia vor să aibă viață din belșug. Că la reanimare în Madrid, la ora asta, sunt oamenii în viață, dar nu poți să care nici măcar un sac de ciment. Nu-i suficient să respiri. Trebuie să fii în stare să lupți. Nu-i suficient să respiri. Eu am venit ca oile mele să aibă viața și să o aibă din belșug. Spunea cineva despre Biblie, apropo de meniu, spunea cineva despre Biblie, Doamne ajută-mă să citesc Biblia, să înțeleg ce am citit, să împlinesc ce am înțeles. Și să predic ce am împlinit. Ceea ce mâncăm ne poate face mai sănătoși sau mai bolnavi. Când merg la doctor că ai probleme cu diabetul, ce schimbă doctorul prima dată? Meniu. Nu mai vreau să vă spun că am învățat ceva în viața asta. E mai ușor să previi decât să tratezi. E mai ușor de astăzi să începi să pui cuvântul la inima ta, să umbli cu el, și să n-ai treabă cu diabetul spiritual. Să n-ai treabă cu reumatismul din Psalmul 32. Căldureau oasele pe David într-o zi. Că atunci când s-a uitat la Batșeba, o închis Biblia, o închis legea.
Nu te socoti singur înțelept, Proverbe 3:7. Temă-te de Domnul și abate-te de la... Nu știu în ce domenii ai avut eșec. O să închei cu două exemple din lumea în care trăim. Și apoi cu o mărturie frumoasă din America, din Detroit. Pentru că unii vezi cea de Cristie, ai vorbit numai despre eșecuri sentimentale și spirituale. Eu n-am avut parte de asta, o să zică cineva. Eu am eșecuri pe altă parte. Pun mâna pe ceva și nu-mi este nimic. Încep să fac ceva în viața asta și nu-mi este nimic. Am un gând. Nu te da bătut. Niciodată. Poate ai avut eșecuri. Mă gândesc la cartea, poate ți-a auzit de cartea care se numește Supă de pui pentru suflet. Sigur ați auzit de. Vreau să vă spun că autorii ei au fost respinși înainte să o publice de 123 de edituri. Cartea astăzi este vândută în peste 130 de milioane de exemplare și tradusă în peste 54 de limbi. Că cineva nu s-a oprit la prima respingere, ci-o merg mai departe. Mă gândesc la Abraham Lincoln. Omul acesta spunea la un moment dat: tot ce sunt în viață datoresc mamei mele dragi, care m-au crescut cu Biblia și cu rugăciune. Dumnezeu s-a folosit de omul ăsta într-un mod extraordinar ca să semneze unul din cele mai importante acte din istorie, abolirea sclaviei. Viața acestui om a fost o viață plină de eșecuri. La 7 ani muncește din greu să-și ajute familia. La 9 ani moare mama. La 22 de ani eșuează în afaceri. La 23 de ani candidează pentru legislatură și pierde. La 24 de ani de faliment din nou. La 26 de ani moare logotnica și este zdrobit de durere. La 27 de ani are o cădere nervoasă, o depresie și stă 6 luni în pat. La 34 de ani candidează pentru congres și este înfrânt. La 37 de ani este învins din nou, tot la alegeri pentru congres. La 39 de ani iară candidează pentru congres și iar este înfrânt. La 46 zice: mă, dacă nu merg la congres, încerc la senat. E înfrânt și la senat. La 47 zice: mă, dacă nu merg la senat, încerc la vicepreședinte. E înfrânt. La 49 de ani zice: mă, hai să mă întorc apoi la senat. E înfrânt. La 51 de ani candidează pentru președinția, merge și câștigă. Că Dumnezeu avea un plan cu el. Dar și el a fost responsabil să meargă mai departe și să lupte. O să spui: frate Cristi, mă uit la copiii mei. N-am nicio bucurie de ei. Am eșecuri. Am întâlnit recent o familie cu 3 copii bolnavi de sindromul Down. M-a sunat într-o zi, frate Cristi, vreau să-ți dau ceva bani pentru Oltenia. Conduceam mașina, vă spun aici domnului. Conduceam mașina și am zis: frate, dacă vrei să-mi dai 300 de euro, că el mi-a zis suma. Să duc în Oltenia, el nu zice suma, înseamnă că o duci foarte bine, 300 de euro, 10% din 3000 de euro, înseamnă că o duci foarte bine. Și el a zis: da, o duc foarte bine, am 3 copii bolnavi de sindromul Down acasă. Am oprit mașina pe marginea drumului și am plâns. Și am zis: omule bun, doar trebuie să fii ajutat, nu să ajuți pe alții. Și el a zis: nu, Cristi. Eu chiar dacă acum am un eșec în familie, chiar dacă am o încercare, eu vreau să am o viață de biruință. Vreau să merg mai departe. Nu știu care sunt domeniile în care ai eșecuri. Vreau să vă spun, frate, soror, nu știu dacă o să ne mai vedem vreodată. Dar m-aș bucura să ne vedem la premieră. Știți ce mi-e ciudă la oamenii din lume? La maratonurile, la jocurile olimpice care se fac în lume. Nu sunt cu ele la zi, nu le cunosc prea mult. Dar mi-e ciudă că dau numai 3 medalii. De aur, de argint și de bronz. Eu am un Dumnezeu care va da medalii și va da cununii. Nu numai la primii 3, nu numai la Avram, Isaac și Iacob. Va da Dumnezeu medalii tuturor celor care vor termina cursa. Nu știu care sunt luptele tale, dar spune o cântare: ridică-te, ești salvat prin Iisus. Acolo unde ești astăzi, nu lăsa eșecul să te înfrângă. Că contează mult cum sfârșești calea. Au fost maratoniști care au pierdut pentru că au încetinit pe ultimii 30 de metri. Și a venit unul din spate cu viteză. Nu încetini. Du-te mai departe. Chiar dacă ai genunchii bătătoriți, ne aduc aminte de fratele Simeon cu un sfânt
un sfânt al României. Când l-au prins gardienii și au zis un gardian: bă, bătrânule, care diferență între mine și tine? Că pe mine nu mă ascultă nimeni și pe tine te ascultă toate mulțimile. Și Simeon nu s-a plecat și a ridicat pantalonii până la genunchi. Și era numai rană. Și a zis: asta e diferența, domnul gardian. Că eu atunci când am cele mai mari lupte, luptele mari nu se duc cu mușchi, cu încretinerii, cu pomnul, cum cred unii soți, cu banii, cum cred unii mafioți. Luptele mari ale vieții se duc cu genunchii bătătoriți. Și când te pleci pe genunchi, se deschide cerul. Și războinul cu vitea se scoală în picioare și ia sabia. Și te ajută să lupți mai departe. Și te încurajează și spune ce e în tine mai tare decât ce e în lume. Duhul meu sfânt care l-am pus în tine e mai tare. Ori pus ăștia piatră în ziua în care o trebuie să învie Iisus. Piatra are un singur rol, să nu intre nimeni acolo. Dar piatra nu poate opri pe cel care trebuia să iasă de acolo. Eu am un Dumnezeu viu, oameni buni astăzi. Eu nu vreau să vă spun că nu sunt cădere. Că uneori îți vine să renunți când vezi câte pietre ei, când vezi câte probleme sunt. Când vezi poate că copilul nu te ascultă și la 18 ani tu trădit tu și îți vine să renunți. Și Doamne, pentru asta... Nu? Îți vine să renunți. Când vezi ca părinte că l-ai crescut și nu dă un telefon 6 luni de ziua, îți vine să renunți. Dragii mei, apropii de încheiere spunându-vă că într-o zi Pavel a zis că numai 3 lucruri contează în viața asta. Exact ce v-am spus eu în seara asta. M-am luptat să ajung în comitet, nu? Nu. Nu. Mai fericit de la care stă pe ultima bancă, o să fie mai ușor la judecată. M-am luptat lupta cea bună, zis Pavel. Mi-am sfârșit? Pavel, dacă chiar o merita să fugi, să alergi, da, am făcut 3 mari călătorii misionare. Uneori eram în fundul mării, alteori lovit cu pietre, alteori între frații. Aia e durere, că te mint dușmani, nu te doare cu nimica. Când te mint frații, te doare. Că te lovește dușmanul în față, îi ridici sutul. Dar ce faci cu fratele care îți bagă cuțetul în spate? Aia e durere. Dar au zis Pavel către Timotei în ultima scrisoare: Timotee, eu mi-am păzit ceva. Ce am păzit? Telefonul? Că mă uitați la unii tineri, poate nu-s la voi. Că dacă își pierde telefonul, nu pleacă de acolo până nu-l găsește. Dar și-a pierdut Biblia de un an de zile și nu mai caut. O zis Pavel, ce am păzit cel mai mult în viață? Nu a fost mașina asta, nu cumva să mă murdărească careva. Nu covorul persan din Turcia. Ce am păzit cel mai mult în viață a fost credința. Eram cu picioarele în butuci și toți prizonierii se uitau la noi și am zis la Sila: începe. Dar nu avem orgă, dar nu contează, dar n-am chitară, n-am nicio problemă, am în mine Duhul Sfânt. Și am păzit credința și am cântat. Oameni buni, dacă nu cântăm în biserică, voi credeți că o să cântăm cu picioarele în butuci? Dacă n-ai lacrimi în ochi aici, dacă n-ai relație cu Dumnezeu aici, între sfinți, unde o să ai? Ascultați ce spune Pavel. Văd premierea. De acum mă așteaptă cu nuna și nu o să pună Dumnezeu pe Mihail sau pe Gabriel, pe care mi-o va da însuși Domnul Dumnezeu. Cum o să fie sfârșitul tău? Vreau să rămâi cu întrebarea asta. Am întrebat pe cineva, cum o să fie ultima ta zi a vieții? Și ca să pare foarte spiritual, o să zic: frate Cristi, eu în ultima zi din viață să mă rog 8 ore. Și am zis: nu, minți, că acum te rogi 3 minute. Ultima ta zi a vieții, poate fi astăzi. Știi cum o să fie ultima ta zi a vieții, oameni mule buni? Cum e ziua de azi? O să te gândești că într-o zi o să ai mare mărturii de spus la copiii tăi. Ca să ai mari mărturii de spus, trebuie să ai mari decizii în seara asta. Decizia mea de astăzi influențează mărturia care o voi spune mâine, oameni buni. La 60 de ani tu ești produsul unor decizii de la vârsta de 30 de ani, de la 20 de ani, de la 40 de ani. Să știi. În Detroit, anul trecut, era un frate în vârstă. A murit undeva pe la mijlocul anului un om al lui Dumnezeu, un sfânt,
Oricând îl întrebai, ce mai faci? Avea un singur răspuns. Slujesc pe împărat. Bun, am înțeles, e duminică, predici, îl slujești, dar mâine? Păi și mâine, sunt închisor de vizitat, nu? Sunt văduve, nu? Sunt orfan. Slujesc pe împărat. Asta era vorba lui. S-a îmbolnăvit omul acesta și în ultima zi a vieții, familia se simțind că va pleca, era lângă el, copiii, nepoții, care au putut să vină. Și la un moment dat bătrânul stătea întins pe pat, își trăia ultimile clipe. Și a zis bătrânul, zice, dați-mi vă rog rastelul ăsta de la pat jos, dați-l jos. Și a întrebat copiii, tati, dar stai un pic, cu ce te deranjează asta? Păi zice el, voi n-ați văzut cine a intrat în salon să mă viziteze. Și copiii s-au uitat spre ușă. Și au zis, tati, au crezut că a intrat un doctor renumit, un asistent. Cineva de la biserică, poate mai înalt. Și au zis, copiii, tati, nu intră nimeni. Și au zis, bătrânul, dragi copii, a venit împăratul cu 11 îngeri. Au venit să mă duc acasă. Dați rastelul jos de la pat. Că e o piedică, simt că e ca și o piedică. Și eu toată viața m-am luptat să nu fie nicio piedică pe drumul ăsta. Am mai zis câteva vorbe, eu am îndemnat să umble cu împăratul. Și-a închis ochii și-a plecat. Ascultând mărturia aceasta, a spus-o copilul lui la priveghi în biserică. M-am gândit, Doamne, după mine, cine va veni? Oricând îl întrebai, avea un singur răspuns. Slujesc pe împărat. Știi cine va veni după tine? Ăla pe care l-ai slujit. Eu mă rog într-o zi după toți de aici să vină Dumnezeu. Vreau în următoarele minute să cântăm o cântare. Noi nu facem spectacol, nu-mi place show. Dar știu că sunt persoane aici care nu sunt sigure că va veni împăratul după el. Și ne vezi să cântăm o cântare care spune la crucea de la Golgota, Doamne, vin să îngenunchez. Dragii mei, atât de mult îmi place, atât de mult îmi place că la Calvar încă mai este loc. Poate n-ai siguranța mântuirii, poate ai o viață de păcat, ai o viață de eșec. E seara în care poți să vii în față, să-l faci pe diavolul de râs, ieșind în public, să mărturisești că vrei o schimbare și ascultă-mă. Dumnezeu din cer va scrie numele tău în cartea vieții. Atâția oameni botezăm care nu au avut o prăbușire, din păcate. N-ai vrea să fii tu omul în seara asta care să spui, Doamne, de astăzi eu vreau o viață de biruință. O venit la noi un băiat azi dimineață și la mine și la David. Și a zis, frate Cristi, azi noapte am ieșit din discotecă. Azi noapte. Dar azi dimineață am ieșit aici în față. Că nu mai vreau o astfel de viață. Nu mai vreau. Eu nu știu de pe ce drumuri vii, dar eu știu un lucru, că la Iesle, când o venit magi, o pleca pe un alt drum. Șparod omen afalt ies. Eu nu știu cum stai cu antrenamentele, dar știu că biruitorii se roagă mult, postez mult și se lupt cu pumnul, nu cu frații, ci cu ei. Când Samson a omorât leu și nu a putut să-și omoare eu. N-ai vrea seara asta să începi o viață nouă? Haideți să ne ridicăm.